În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și a zis Domnul, un om împărat a făcut cină mare și a chemat pe mulți și a trimis pe slugile sale la ceasul cinei să zică, iată, toate sunt gata, veniți! Însă ei au început a se lepăda toți dinpreună. Și aflând împăratul, s-a mâniat foarte tare și a zis slugii sale, ieși curând la răspântii și pe toți săracii și pe toți betegii și orbii și răi și buni, adună-i aici. Căci zic vouă, mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Luca, al 14-lea capitol. Iubiți credincioși, Evanghelia Duminicii de astăzi, a 28-a după Rusalii, pentru că este foarte cuprinzătoare și foarte adevărată și foarte actuală, se mai repete o dată în an, cam prin iulie, într-a 14-a duminică după Rusalii, cu mici deosebiri, acolo îi spune nunta fiului de împărat, dar pentru că au amândouă aceste evanghelii o legătură strânsă una cu alta și același înțeles, noi îi vom spune nunta cină, care este de fapt ținta noastră, destinul nostru, menirea noastră de oameni creați și chemați de Bunul Dumnezeu la veșnica și fericita sărbătoare, cină, nuntă din Împărăția lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, Bunul Dumnezeu vrea să credem în El mai mult decât în oricine altcineva de pe lumea asta. Bunul Dumnezeu vrea ca omul să nădăjduiască în El mai mult decât în oricine altcineva din universul acesta. Bunul Dumnezeu vrea ca omul să se țină de El și numai de El, ca prin dragostea ce izvorăște din această legătură Dumnezeu-om să fie una. Cum una? Cum zicem în rugăciunile începătoare, rugăciunea împărată, ceresc mângâitorului Duhul adevărului, care ne pretutinde și toate ne împlinești vistierul bunătăților judecătorului de viață, vino și te sălășluiește într-un ori. Sau cum zicem în rugăciunile de la împărtășani, dinainte de împărtășanie, într-un loc zice așa, ca primind părticica sfintelor tale taine, să te am pe tine locuind și petrecând întru mine împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Cei care au citit rugăciunile de împărtășanie, cei care vă veți împărtăși, probabil le-ați reținut. Și toate acestea, iubiți credincioși, pentru ca să-i fie bine omul, să fie omul fericit o veșnicie întreagă. Aceasta este unirea omului cu Dumnezeu. Aceasta este nunta, cină, sărbătoare la care au fost chemați și cei din Evanghelia de astăzi, și noi, cu toții, de 2000 de ani încoace, și să știți, iubiți credincioși, că
de orice s-ar lipi sufletul omului și cu orice s-ar uni și cu oricine s-ar lega el, fie ființă vie, fie înger sau aur sau arginte s-ar lipi, sau haine, sau luxuri, sau podoabe, sau hrană grasă, sau pământuri, sau avere, sau moșteniri, sau arte, sau mașini, sau băuturi bețive, sau dansuri, sau muzici, sau pasiuni de tot felul, sau serviciu bun, sau sporturi, sau femei, sau bărbați, sau copii, sau loc, sau peisaj, sau animale, sau natură, sau științe, sau orice altceva, o asemenea legătură și o asemenea însoțire este nelegitimă, este nelegiuită, este păcat uriaș, este patimă, este pedeapsă, dacă nu e cu Dumnezeu și dacă nu este prin Dumnezeu, care face, care e liantul și face legătura între omul și Dumnezeu. Iubiți credincioși, în Vechiul Testament, undeva pe la Ieșire, capitolul 20, versetul 5, scrie așa: Dumnezeul nostru este un Dumnezeu zelos și gelos. Deuteronom 4:24. Însă gelozia lui Dumnezeu se îndreaptă și se referă la nimic altceva decât numai și numai asupra sufletului omenesc. Dumnezeu vrea ca sufletul nostru să fie întreg al Lui și numai al Lui, pentru El și numai pentru El, în deplină curăție, în deplină credincioșie, în deplină înțelepciune, în deplină voință și dorește aceasta doar spre binele sufletului nostru. Zice că unul tot așa iubea tare mult pe Dumnezeu. Și pentru că în mintea lui zicea că simțea că îl iubește pe Dumnezeu, se duce odată la preot și îi zice: Părinte, eu îl iubesc mult pe Dumnezeu și vreau să-i dau. Ce am eu mai bun lui Dumnezeu? Ce prețuiesc eu mai mult? Îl întreabă preotul: Ce ai mai de preț în casa ta și în viața ta? Se gândește omul, zice: Am niște bijuterii de la mama, foarte vechi și foarte scumpe. Sunt tare mult la ele și vreau să îi le dau lui Dumnezeu ca gest de iubire. Părintele zice: Nu vrea Dumnezeu așa ceva. Ia mai caută în viața ta altceva mai prețios. Se gândește omul: A, zice, am găsit. Am un cal acasă foarte bun și pur sânge. Îl dau pe ăla lui Dumnezeu. Părintele îl refuză și pe ăsta. Zice: Nu vrea Dumnezeu calul tău. Altceva. Bine, zice omul, am o vilă. Nici pe aia nu vrea Dumnezeu. Îi dau mașina, zice omul. Nu-i trebuie lui Dumnezeu. Ce să-i dau atunci, zice omul? Inima din mine. Aia, pe aia o vrea Dumnezeu, zice părintele, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și atunci îi dai
darul cel mai bogat și cel mai prețios, pentru care Dumnezeu îți va răsplăti în sutit și în mii. Deci Dumnezeu știe, iubiți credincioși, ceea ce s-ar cuveni să știm noi toți, că anume, dacă sufletul slăbește în iubire față de El și în credincioșie față de viitorul său și se lipește de altceva, atunci acel suflet până la urmă se face robul al celui altceva și ajunge împătimit, ajunge stăpânit, ajunge pătimaș, cum spune foarte frumos episcopul Nicolae Velimirovici într-o carte a sa, zice așa: ajunge omul acela o umbră desnădăjduită, nefericit chip de plângere și de scrâșnire a dinților, pe undeva prin Tartar sau prin întunericul cel mai din afară, ajunge un lepădat și o lepădătură. Deci singura soluție, singura legătură utilă, sănătoasă, frumoasă, spornică, fericită, curată, este dragostea arzătoare de Dumnezeu. Orice altă iubire, repet, afară de Dumnezeu, este împotriva lui Dumnezeu și este idolatrie și este desfrânare. De exemplu, cine ține foarte mult la trupul său și îl dichisește și îl aromatizează și îl modează și îl moțează, își face din trupul său Dumnezeu mincinos, își face din trupul său un idol, ocupându-se prea mult de trup, ca nebunul acela dintr-o altă evanghelie, căruia i-a rostit țarina și care zicea: suflete, de acum încolo, bea, mănâncă și te veselește, că ți-ai agonisit destule. Însă, așa cum știți, a venit aia cu coasa și a zis: nebunule, hai! La fel, prin dragostea de luxuri, de avere, lăcomia de avere sau pentru podoabe, omul își face idol din acestea. Foarte de curând i-am spus unei doamne că am împodobit așa ca o sorcovă, că nu trebuie să se împodobească pe din afară cu aur și cu argint, ci să le dea jos repede, că așa este bine plăcut înaintea lui Dumnezeu, naturală și cu cât mai repede, cu atât mai bine, să dea și inele și cercei și ghiuluri și ghiulele și tot ce avea adunat pe ea. Săraca doamnă, parcă acum o văd, dând din cap și zicând: părinte, nu pot să nu-mi cere așa ceva, că nu am cum să fac ce ziceți dumneavoastră. Poate să-mi ceară și Dumnezeu din cer. Dar de ce nu pot, o întreb? Nu pot, pentru că le prețuiesc prea mult, le iubesc din calea afară, fără aceste podoabe, parcă sunt un zero. Am rămas fără cuvinte, iubiți credincioși, iată idolii, iată Dumnezeul femeii respective și a femeilor respective,
iată la ce ținea mai mult și mai mult. Tot așa, la câți creștini tutunari și creștine tutunărese, nu le-i fi spus eu, de foarte multe ori să lase această patimă și acest idol pentru sănătatea lor și pentru dragostea de Dumnezeu. Și n-au luat. M-au refuzat. Au preferat idolii tutunului și cu ei vor fi, la fumătoare vor fi și vor ajunge. Cât ori creștini și creștine nu le-am propus să zică de mai multe ori pe zi, Doamne ajută, Doamne iartă-mă sau Doamne miluiește-mă. Mai de multe ori să zică decât drăguiel și naive și nu m-au ascultat și pentru că nu m-au ascultat și au vrut să fie cu Dumnezeul lor de pe limbă, cu El vor fi. Și cu iubirea lor cea mare. Și așa iubiți credincioși, orice ar prețui și orice ar iubi omul mai mult ca pe Dumnezeu, ajunge să-și facă idol din iubirea aceea, pentru că porunca sună foarte clar și o repet, pentru a doua oară, să ne intre bine în cap, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Orice din Evanghelia de astăzi și noi cu toții de cele mai multe ori îndreptăm dragostea sufletului nostru către ceva mult mai prejos, infinit mai prejos și mai puțin vrednic de dorit și de iubit. Cândva, acum vreo 2 ani de zile, poate mai mult, a venit o fată la noi, la mănăstire, să se facă maică, să se călugărească, să se dedice lui Hristos. Pentru că așa simțea ea. Și pentru că îl iubea sincer pe Dumnezeu din toată inima ei. A doua zi, pe urmele fetei, a apărut un frate al ei și mama ei. Întocmai ca niște fultani, ca niște hăitași, sau ca securiști, sau ca hitleriști, ca cine vreți dumneavoastră, au făcut un scandal grozav în mănăstire, că ne toarnă benzine și o să ardem toți ca șobolani, că o să bage furca în noi, că o să ne dea pe mâna televiziunii și azi arelor că ne norocim copiii oameni. Sigur că fața doritoare de Dumnezeu plângea, se zbătea. Însă au imobilizat-o, au băgat-o cu forța într-o mașină și au dus-o lumii. Și dus-o. După vreun an de zile vine mama fetei să se spovedească. Plânsă amărâtă că fata lor a ajuns rău. Un singur lucru i-am zis. Dumneata ești vinovată pentru că pe fata dumitale ți-au cerut-o 2 inși. 1. Împăratul Dumnezeu și n-ai dat-o lui Dumnezeu și săracul săracilor, diavolul, cu lumea lui și cu păcatele lui și i-ai dat-o. L-ai refuzat pe Dumnezeu, i-ai refuzat iubirea lui Dumnezeu și ai dat-o dezmățului și patimilor din lume. Iată acum adun
ce ai semănat. Pentru că orice ar crede omul mai mult și mai mult, orice ar prețui omul, repet, pentru a treia oară, decât pe Dumnezeu, lucrul acela ia locul lui Dumnezeu și lucrul acela se face un Dumnezeu mincinos într-un suflet mincinos. Dar mai rău decât toate acestea e că închinătorul la idol se face una cu idolul său. Așa spune Sfânta Scriptură, zicea. Cine se unește cu desfrânata, se face un singur trup cu ea. Sau ceea ce iubește omul mai mult, lucrul la care se gândește mereu, pe care și-l dorește cu ardoare, ajunge cu vremea să fie miezul ființei sale, spun Sfinții Părinți. Îl vede și în noaptea, îl vede și în somn, nu-i dă pace și aceștia sunt toți pătimașii, toți microbiștii, toți lacomii, toți răzbunătorii, invidioșii, curvarii, sodomiștii, gomoriștii, pedofilii, bețivii, jucătorii de noroc, drogații, clevetitorii, fumătorii, capengii, leneșii și toți pasionații de păcate, așa cum spune la în Vechiul Testament, la 4 Regi, capitolul 17. Auziți ce spune? Au umblat oamenii după idol și au ajuns niște netrebnici. Au umblat după nimic și au ajuns de nimic. Omul se face una cu ceea ce iubește, cu Dumnezeu dacă iubește pe Dumnezeu, cu pământul dacă iubește pământul și cu dracul dacă face ale diavolului. Și Sfânta Evanghelie de astăzi, iată că vine și ne arată în chipul cel mai lămurit taina aceasta, prea adevărată, cum inima omului se poate încununa cu Dumnezeu, la cina aceea nuntă sărbătoare despre care v-am pomenit la început, sau poate alege altceva, așa cum au ales cei din Evanghelia de astăzi și așa cum alegem noi de obicei. Trădarea lui Dumnezeu, lepădarea de Dumnezeu, necredința, refuzul lui Dumnezeu și de aceea au căzut și cei din Evanghelie și au ajuns în întunericul cel mai din afară. Așa a spus Evanghelia, probabil vă amintiți și dumneavoastră, și a trimis pe slugile sale ca să chime pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Și n-au vrut să vină pentru că diavolul îi trăgea de hățuri în alte părți. Erau posedați. După Sfinții Părinți, toți aceștia sunt posedați de plăcerile lor și de pasiunile lor deșarte. Boi, femei, pământuri, neguțătorii, mândrii, etc. Mergem puțin mai departe. Iubiți credincioși, slugile trimise de Împăratul Dumnezeu în lumea largă să cheme la nuntă, cred că v-ați dat și dumneavoastră seama cine sunt,
sunt prorocii Vechiului Testament, sunt sfinții apostoli din Noul Testament și preoții bisericilor și toți binevestitorii Cuvântului Lui Dumnezeu, care au ajuns până la marginile pământului cu vestea cea bună și cu chemarea la împărăția Lui Dumnezeu. Însă pentru aceasta foarte mulți dintre ei au fost și sunt prigoniți, huliți, batjocoriți, refuzați, marginalizați, alungați, schingiuiți, închiși, omorâți. Acești misionari, slujitori ai lui Dumnezeu fiind, au trebuit să cheme de pe la răspântii pe toți, așa cum ați auzit, și pe buni, și pe răi. Cum adică și pe buni și pe răi? Cine sunt bunii și cine sunt răi? Bunii sunt cei care în toată viața lor au fost buni, liniștiți, cuminți, pașnici, milostivi, rugători, făcători de bine. Ceilalți răi suntem noi și toți păcătoșii pământului care au fost chemați și ei. Și unii dintre ei s-au mântuit ca tâlharul de pe cruce sau ca alți tâlhari și curvari care au ajuns chiar sfinți în calendarul creștin ortodox. Orbi, săraci, ologi, șchiopii din Evanghelie, de la răspântii, tot noi suntem. Atunci când umblăm pe pământul acesta fără bogatul Hristos, fără bogăția lui Hristos, numai Domnul Hristos, numai Mântuitorul Iisus Hristos poate să ne îmbogățească cu darurile sale cele bogate. Răspântiile drumurilor și podurile din Evanghelie înseamnă lumea largă, unde se întretaie și se intersectează și se amestecă toate relele cu bunele. Și unde sămânța Cuvântului Dumnezeu este în pericol permanent să fie lovită, să fie strivită, să fie deformată, stricată, desfințată sau amestecată cu neghinele tuturor ereziilor, superstițiilor, băbismelor, sectarismelor, viselor, zodiilor și yoginismelor și toate nenorocirile acestea care le scoate diavolul. Însă această sămânță a Cuvântului Dumnezeu poate să fie și înțeleasă, poate să fie hrănită, udată, plivită, crescută, sporită, rodită în sutit și în mic, așa cum vedem în Biserica lui Hristos și în cărțile sfinte și între sfinții lui Dumnezeu. Și așa Biserica lui Hristos s-a umplut și cu buni și cu răi. Pentru că ați văzut și unii și alții au fost chemați, dar știm cu toții că nu toți aceștia au avut haină de lungă. Știm cu toții că cei fără haina de nuntă au fost alungați, au fost pedepsiți, pentru că a venit vremea
alungări a venit pentru cel din Evanghelie vremea pedepsirii. Iubiți credincioși, vine vremea alungării pentru fiecare. Vine o zi când Stăpânul va porunci lucrătorilor săi să smulgă neghinele și să le arunce. Ferească Dumnezeu să nu fim găsiți printre neghine, printre sminteli și printre capuri. Va veni o vreme când peștii din năvodul cel mare al Bisericii lui Dumnezeu vor fi aleși și ei, cei buni de cei răi. Vine timpul când împăratul ne va întreba ca pe cel din Evanghelia de astăzi, prietene, cum ai putut intra aici fără haina de nuntă? Știți și dumneavoastră ce înseamnă haina de nuntă? Sigur, neprihănirea sufletului, adevărul, cumințenia, curăția, puritatea, sinceritatea, pocăința, spovedania, îndreptarea, smerenia. Așa spune Sfântul Apostol Pavel și cei care au fost atenți la Apostolul de astăzi. Și la Coloseni, capitolul 3, zice, îmbrăcați-vă, dar, cu milostivirea, cu bunătatea, cu smerenia, cu blândețea, cu îndelungă răbdarea. Iar peste toate acestea, îmbrăcați-vă într-o dragoste care e legătura păcii. Iată, iubiți credincioși, acesta este veșmântul de nuntă. Îl aveți ori nu? Sunteți îmbrăcați așa? Ori ba? Sunteți primeniți așa? Ori nu? Dacă da, atunci sunteți fericiți. Sunteți salvați pentru că rămâneți pe veșnicie la cina tuturor bucuriilor duhovnicești cu Dumnezeu și cu tot nuntașii Lui. Dar dacă nu, atenție că s-ar putea să auziți extraordinarele cuvinte, prea dureroasele cuvinte, cutremurătoarele cuvinte, veșnicele cuvinte care te vor străpunge și te vor roade ca un vierme neadormit și vei auzi necontenit în sufletul tău, prietene, oare cum ai îndrăznit să intri aici fără să ai haină de nuntă? Ați auzit din Evanghelie? Și atunci împăratul a zis slugilor, legați de picioare și de mâini și aruncați-l în întunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Ce trebuia să facă respectivul din Evanghelie? Ce ar fi trebuit el să facă să nu fie aruncat în întuneric și în pedeapsă? N-avusese săracul de făcut altceva decât să scoată haina cea veche, murdară, înnoroită de păcate și să îmbrace haina mântuirii, haina de aur, haina de lumină, haina de nuntă. Dar pentru că nu a făcut acest lucru, a rămas fără cuvânt.
și a fost pedepsit. Iubiți credincioși, tot așa vom ajunge și noi dacă nu ne trezim acum, dacă nu ne curățim aici și dacă nu ne primenim sufletele și mintea și inima și mâinile și picioarele și gura și limba și ochii și urechile și viața și tot, pentru că legarea mâinilor și a picioarelor înseamnă că dincolo omul nu mai poate să facă nimic pentru mântuirea lui. De ce? Pentru că este legat de mâini și de picioare și de minte, de patimile lui și de Dumnezeului mincinoș și de păcate și de diavol. Diavol pe care i-a slujit în viață. Ferească Bunul Dumnezeu să nu pățim și noi această rușine mare și această legare și această ruinare fără scăpare despre care ne pomenește Sfânta Evanghelie. Dumnezeu ne trâmbițează. Dumnezeu ne cheamă, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne spune, Dumnezeu ne îmbie, Dumnezeu ne strigă aceste cuvinte ori de câte ori deschidem o carte sfântă și ori de câte ori ne apropiem de Sfântul Altar, la Sfântul Potir, să ne împărtășim și să ne unim în Duh cu Hristos. Prieteni, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? Cine poate oare să se gândească, iubiți credincioși? Cine poate să garanteze? De unde știm noi că Dumnezeu astăzi nu ne-a spus cuvintele acestea pentru ultima dată în viața noastră? Cine poate cunoaște că în noaptea aceasta nu ne vom trezi drept la masa împărătească din cer și la judecata particulară de acolo, îmbrăcați, murdari sau dezbrăcați de tot? Veți vedea peste câteva minute că o gloată se va apropia de Sfânta Împărtășanie. Cine poate ști că această împărtășanie va fi pentru el ultima împărtășanie, luată cu vrednicie sau cu mare nevrednicie? Acum câteva luni am spovedit pe o femeie și am și împărtășit-o aici. Femeie întreagă din Mărgen și s-a dus acasă, spovedită și împărtășită și până seara a înlemnit. Nu știu, împăcată cu Dumnezeu și cu semenii săi sau nu. Dumnezeu știe. Cine poate ști dacă Dumnezeu îi mai îngăduie cuiva câteva clipe să se pregătească? Celor doi tâlhari de pe cruce le-au fost de ajuns câteva clipe. Unul a irosit aceste clipe, s-a dus în Tartar, iar celălalt le-a folosit, s-a căit, a mărturisit pe Dumnezeu și s-a mântuit. Dar nu ne garantează nimeni, iubiți credincioși, nici măcar aceste
puține clipe, cât nu mor fulgerător, năbraznic, cât nu mor când le lumea mai dragă. Să nu amânați nicio clipă pocăință, asta este concluzia și încheierea acestei trâmbițări de astăzi. Să nu amânați, iubiți credincioși, nicio clipă pocăința, îndreptarea, revenirea, spovedania, pentru că fiecare clipă care trece poate fi ultima pentru noi pe pământ. Să ne curățim mizeria sufletească, să ne spălăm sufletul măcar tot atât cât ne spălăm trupul și ne-l parfumăm atunci când mergeți dumneavoastră la o nuntă, de exemplu. Să le curățim prin post și rugăciune, să ne îmbrăcăm în hainele țesute din dragoste și din neprihănire, împodobite cu toate faptele bune și mai ales cu smerenia, ca să putem cina cu Dumnezeu, să putem ajunge și noi în veșnica sărbătoare din cer, cu toți sfinții și cu toți chemații lui Dumnezeu și cu toți aleșii lui Dumnezeu. Amin, așa să ne ajute Dumnezeu.